la cap. Credeți că intră 11 aici? Într-un X6? Dă-i! 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 Da. Pe mine de la Nardin. Da. Bun. Și eu dacă îmi fac o mașină și arăt ca dracu, cum trebuie să-i pun ele? Nu, nu vorbiți că el e lumea lui, nu, da. Nu-l băgați în seamă, nu. Lasă geamurile jos ca să pună bara între picioare. Mă gândi, băgați ce aia să mă închid. Hai. Dacă dai peste Paco, te cinstesc. Din partea tuturor participanților, pentru tine avem o surpriză. Bă, ești nebun? Salut, dragii mei prieteni! Ne auzim pentru ultima dată în acest an. Atenție, atenție, la tuning mă refer. Mergem la Deva, ultimul spectacol de tuning din România, ediția de toamnă, pentru că mai există și nebuni din ăștia, gen Paco, care inventează ediții, ba de toamnă, ba de vară. Să știți un lucru, ediția asta a pornit la o discuție între noi doi și a spus, măi Paco, de ce nu faci ediția de toamnă? La care el zice, domnul Adi, o fac. Ăsta chiar e nebun. I-am sugerat să facă o ediție și de Crăciun. Omul nu a renunțat, că a zis că nu putem să punem braz printre mașini. Am înțeles situația. Deci, mergem la Deva cu echipa noastră să ne distrăm, să ne simțim bine. Însă, cu părere de rău că nu am putut prezenta și mașinile noastre. O să aflați într-un alt vlog de ce. Până atunci, hai să înceapă nebunia. Ce faci, mă, acolo? Bă, ce faci? Mai dai cu fumigene? Mai dai? Nu, hă? Ia și breacă, fraiere, ia! A vopsit-o! Ia, mă, gata, dă-i! Dă-i, pleacă! Iar i-a dat foc? Da, nene, i-a dat foc chiar ăsta! De acolo, de la gard! I-a dat foc și acum pleacă, fraierul! Le-am văzut de la gard, nu v-am lăsat! Așa, trebuie să mai... Ăsta e mai așa, mai... Da, e... E ce trebuie. Bine, mulțumim! A pus-o așa, și s-a rupt cotul de la suport, de la cot. Înțelegeți? De la cot. Și repară la mașină. Îl prădezi cu power. Bine că ajută chelia. Uitați un om sănătos, manieră, dar conduce. Uitați-l pe el. Nu-i mai trebuie bolan, nu-i nimic. Să vi-l prezint pe omul bățial. Fiți atenți, omul bățial. La el deja a venit iarna, tremură. Da, e și asta o stare de normalitate. În mare parte. Relativ. Sau nu? Aproximativ. Ce ai pățit, Johnny? La manivelă. La manivelă? La manivelă. Picure mâncața. Unul de la manivelă și lepra, stă în mașină. Ia de capul pe spate, mă, să mori odată. Nu vorbiți că el e lumea lui, nu, da. Nu-l băgați în seamă, nu. Vreau să vă arăt tipă, n-ai cum altfel, este campionul inedit la tot ce înseamnă poc, poc, poc. Ăsta e. Campionul inedit, uitați-l. Ia-l, băgă-te-o, 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 băgă-
lumea, omul pare normal. Uite-te-ți mă spate aici. După bagaj, ia pii mai greu. E deschis, gata. Hai, băgă-te. Stai, 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 eu. Hai, Dani. Hai, Dani, băgă-te. Băgați cea aia sus, că mă închid. Hai, hai mâncată, să fie, mai, să fie mașina mai grea. Da, dar ce e, bă? Da, dacă tot te-am sucat, să-l închide geamul, bă. Hai. Mă mir că mai pornit. Ascunde-te, iată. Taci. Vă rog, dați complice, vă rog, cum mă. Ne dăm pe PROTV acum. Da, imediat. Nimeni nu știe nimica. Vezi ce dracu mai trebuie cheie să dai jos. Păi ce dracu? Cheie pe noi. Să te iei după cheie să dai jos? Băi, ești nebun. Lasă geamurile jos ca să pună bara între picioare. Ai luat contrabalans cu tine? Da. 12 o'clock midnight. Exact, credeți că intră 11 într-un mic 6? Dai! 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 Au! Ăla e! Au! Așa, hai de bă. Stai aici, Giglare, că avem loc. Avem loc, fugează. Stai, stai! Luci! Să ai grijă la gropi! Asta-i numărul. Uite, stai așa, stai așa. Hai de bă. Aș mai dă drumul și la muzică. Hai că nu suntem mult, pe ce zi în gură? Alo, grădinița? Nu răspundeți. Dă-i, dă-i, că ai senzori. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. După ce m-am relaxat un pic din ieșitul din I6, se parchează mașinile, s-a ajuns la pensiune. Nu vă supărați, sunteți venit la concurs de tuning? Da. Și la piscine cine merge? Opa! Ce e aici? Ce e aici? Hai să facem o piscină! Hai, gata! Hai, stai! Asta, trei? Trei, mă! Toală! The next day. Săneața! Bă, ați văzut că s-a dormit cu masca pe față? Bă, uitați-vă și voi la el. Ce faci, bă, băiatul? Bă, ia pe fricte! Trecă, mă, dracu, bă, tatu, bă. Nu, mă, stai în corona. Stai în corona? Bun, și așa. Ia să luăm. Bă, așa. Iuță. Băi, mala, am fost la piscină, spurici în piscină, de unde sunt? Uite-te, că zici cum o nins în cala ta, m-o dat de-aia cu supun, o strunc toții, bă, ați dat să pun, ați dat de-aia. Băi, să-i văzut pe toți trei sub un duș, bă, a, stai că tu i-ai văzut azară. N-am mai putut de râscână. La duș? Ha? La duș tot dat să pun. Da, mă, acolo m-a dat, am găsit un săpun de seama, dat amândoi cu săpun într-una, tot într-una, că vreo 10 minute când am plecat sus, l-am mai putut măsura ochii, așa era roșu tot pe față de dat săpunul ăla.
Bă, unde ești, mă? În cameră. Cum în cameră, că nu am venit la eveniment? Cum ați venit la eveniment? Cum, mă, tu ești în cameră? Păi ce-ați făcut, mă, ați uitat-o până Argheta? Bă, duceți-vă și luați-o că am uitat-o până Argheta, mâncată. Bă, pe bune, tu ești în cameră? Zi, mă, unde ești, hai, nu facem mișto. Da. Lasă că ajung eu cu elicopterul. Vii cu elicopterul? Da, da. Ăăăle, cine are bani, mâncă? An hour later. Da? Da. Pe mine de la Narghi. Da. Bun, și eu dacă îmi fac o mașină și arăt ca dracu, cum trebuie să-i pun ele? Domnul dracu. Dracu. Ok. Bine, eu îți promit că anul care vine o să vin cu dracu. Deci dracu. Dracu. Se scrie. Așa scrie. La plăcuță. Așa rămâne. Și pe spate? Pe înger? Nu merge. În persoană. Dracopraz. Dracopraz. Bine. La anul așa o să vezi că poate. Să nu o-i face la așa. Bine. O plăcuță cu dracu. Cu dracu. Ok. Să vezi cum încep restul, să facă și cu... Da, da, știi care-i treaba? Fii atent, eu dacă fac așa ceva și dau cu mașina peste tine, înseamnă că ai dat de dracu. O intra dracu în mine. A intrat dracu în tine. Bă, haideți să veniți să scoateți dracii. Zice la daune. Zice, băi, ce, o faceți pe amiabilă? Sune acasă, zice, băi, ce, am o problemă, ce, e dracu la curul meu. Mergem la asigurări, cum o faceți? Pe amiabilă, cu dracu? Cu dracu sau? Nu, domnul. Da, e și asta o chestie. Bine, la anul o să vedeți dracu cu narghileaua. Da. Și pe spate prazul. Prazul, așa rămâne. 2 hours later. Participanților, vă mulțumesc că veniți în fiecare an, îmi sunteți alături și că vă place de ATS-ul și în continuare veniți la el și ne distrăm și facem ce ne place în urmă. Începem cu locul 3. Garaj 99 Mal. Haideți, au urât de aplauze! Bine! Faci să pot, da? Gata, bun, mulțumim! Treci, dracu, acasă, să te păcuși vedetă, iar! Da, faci ceva în poză! Da, au ce faci! Bun, și locul 1, unde a rămas? La Buzău, 55 de ani, iară și YouTube, ea e faimoasă peste tot, gen, cum ar veni. Locul 2, M-M-42 ARI. Tu ești. Ha, ja. Băi, Mala, dacă îl necam aseară la piscină, nu mai primi. Și locul 1, bineînțeles, ARI 32 RA. E fel de angol, e țintă. Bravo. Și locul 1, bineînțeles, fără nicio altă introducere, Narghi, se vede ce mașină are, ce culoare, plăde de aici. Felicitări, aplauze. Dați un premiu pentru cum e vopsit și părul. Bun, începe la static. Da, imediat, bun, locul 3. Ce număr ai zic ai, locul 3, cât a zis? Argeș. Da, Argeș 36 BMF. Hai, ai luat aplauze, a zis Arab. Am doar un premiu așa special, stai așa, ce mi-a plăcut mie. A fost un copil mic, Arad, 86 BRS, BRS. Cine cu Arad, 86 BRS? Pe și unde? Pe deal, de dă cu copil, să vină în față. Da, da, așa e. Trebuie să vină un pic în față, că am un premiu pentru el. Ce te frumezi? Da. Aoleu, echipa Predescu, respect, ăla, se știe. Da, da. Este, suntem pe live acolo. Avem doi urmăritori. Uite-l, mă, uite-l pe la mic. Patru, ei. Mă, fii atent aici, tati, unde-i copilul mic? El zicea că accelera, nu? Deci, ăsta micul, n-are cu frate. De... Câți ani are, scuze? Bravo. Stai ușor. Cum te cheamă? Bravo! A, fiți atenți, de mică e treaba asta. Deja, băi!
Hai, bravo, un rând de aplauze de merită, gata! Are tot ce merită un veselor de show. Haideți, un rând de aplauze! Haideți! Aplauze, reuțitați-vă cu banii interiorului, uitați-vă ce are bol bagaj, jantele, deci pot fi câteva de modificare la mașină. Haideți, un rând de aplauze! Aplauze! Bravo! Așa că, ce să mai zic acum? Hai să ne mai distrăm un pic, mai stăm prin parcare, ne mai distrăm, mai stăm fost la ATS. Sper să vezi de la anul, îl am pe prietenul meu, stai așa. Băi, prieteni, din partea tuturor participanților, pentru tine avem o surpriză. Băi, ești nebun? Ai fost declarat Paco number one al show-ului auto. Băi, ești din lău. Haideți, mă, aplaudeți, ești nebun, a primit-o viața mea, tată. Uite, băi, și de la... Mersi! Uite bă, că am primit ceva fain, mă, mersi! Chiar m-ați luat, vrei să-mi vindere, nu mă așteptam. Puneți-ți pe mașină! Da, îți dau pe Duster! Îți dau seama! Cu toate că nu ne-ai băgat și pe noi! Am vrut să-l facem... Păi, dar nu... Păi, așa... Am vrut să-l facem negru cu alb, dar am era că ți-ai temn. Da, bravo, mersi! Aplauze pe dată, pentru că am primit și eu ceva! Vă mulțumesc!